Este foarte grav. Ei, da, șeful nu. Este șef-șeful, sunt năcealnici. Nu, nu. Da. Noi care nu lucrează la cineu, îi scrim pe toți. Le dă tot, oameni buni, tot le dau, tot le face reparații, le dă proiecte. Îi cheamă la diferite proiecte peste hotare. Chiar acum Cernăuțanu e peste hotare. Facem reparații. Eu v-am arătat, peste tot locul să fac reparații. Reparații peste tot locul să fac. Noi rămânem cu reparațiile, schimbăm ușile, facem căldură, schimbăm podelele. Da. Fetelor, ia treceți vașa tot aici. Ia treceți vașa tot. Ia uitați și aici. Ia uitați și aici. Da. Odihniți-vă. Asta e pentru noi. Asta e pentru noi. Pentru poporul chinuit și necăjit. Так, noi vrem un șef. Adjunct? Da. La Bălți aici vrem un șef. Protest pentru bispredelul de la Bălți care îl fac, cum au spus. Voi nu sunteți menți, voi sunteți musări, așii care ați stat sub ușă la judecători, la trei judecători. Voi sunteți musări. Ieșiți musări la râncoașe. Eu la Hătniuc i-am scos, i-am zis, ești crâsă din bărloc, nu m-am întrebat niciodată. Ești crâsă. Dar de ce zis, mă tem de... La cine? Atunci așteptați, zic că domnul așa e. Domnul Logorcov, e de reparații. Facem reparații. Eu tare vreau să-l văd pe adjunctul și ala, dacă este el. Care a lucrat anchetator ani de zile. Da, vă permit. Care a lucrat el anchetator ani de zile. Я вызывала 5 раз, службу 112, ни один не пришел. Я могу говорить только устно и желательно с начальником, потому что начальники зачастую не знают, что творится у них в застенках. Да, я понял еще. Ну это поняли откуда? Да. Ну это Единцы, УОПГ. А это Единцы? Друзья, нет, но это указания Единиц выполняют. Что вы думаете, волонтер сказал вот так стоять? Пожалуйста, волонтер. А, волонтер, если комиссару. Волонтер. Аджунк. Volontir, să te vedem noi. Cum ai ajuns aici, comisar? Cât bani ai dat tu? O, e ca sub șeful și ala ne întrebuiește. O, doamne. Palieva. Of, iar la un... Doamnu! Inspectare efectivă. Angel. Fug tăți. Au tăți și geamuri de sticlă. Și uși schimbate, da. Nu. Питерский, я фейл Питерский. Петру Питерский, да, Петру Питерский. Хай, виниц мой кошель, да. Виниц, я не могу войти на вас около. Презентация. Da, prezentați vă corect. Nu show-uri, voi faceți show-uri. Eu vă rog să vă prezentați pentru Питерский, să știu. La securitate internă, pe cine să scriu? Când să scriu? Da. Corect. De te-aș bani... Și ce ați făcut cu băiețul ăla? Și ce ați făcut cu băiețul ăla? De te-aș bani chemat acum. Ce ați făcut? Dar ne-ați promis. Eu am lucrat închetător. Dar eu am să răstor maluri aici. Nu încercați să ne provocați. E să-ți mi-ați provocări. Un om care a pierdut apartamentul nu a făcut nimic. Și noi am fost la dânsul în cabinet. Ne-a luat frumos să nu protestăm. Ne-au luat frumos. Vreți să depuneți plângeri? Da, noi vrem să depunem plângeri. Vă adresați? Nu, dumneavoastră trebuie să știți ce s-a întâmplat astăzi la judecătorie, la curte de apel Bălți. Plângeri, eu nu pot să stau să primesc eu plângeri. Piterschi ne primește, dar dumneavoastră nu aveți timp. Cernăuțanu ne primește? Vă primiți Cernăuțanu, fetelor? Le-a primit. Acum ne primiți pe toți. Vă prezentați la cameră, eu vă rog frumos. Lumea să știe cu cine vorbim, la Bălț, cu șeful, dumneavoastră sunteți pe ordine publică, da? Vă rog frumos,
Asta e de la pas, oameni buni. Omul este de la pas. Omul este de la pas, oameni buni. Poliția se duc, poliția se duc în, în, poliția se duc în, în partide. Da. Poliția se duc în partide. Omul este de la pas. Că și vremuri buni și oameni buni la bălți. Da. Vede că vremuri buni, dar la da, noi. Da, da. Oamenii nu stăi să știe. Noi toți am venit în susținerea lui doamna Angela Paliva. Ia că doamna asta. Представили они вашими подчиненными. Кто они были? А, дома. Кто их позвал? Федеришин Ведни, Сонар бывший, поджунг Ведниц из спектората. Я не знаю, не смотрите так. Я пять раз вызывала 112, вызов не пришел. Асты, злокурты, дяпел. Но если тем, то тоцин сустынили и ее ущи с баету. Уник купил. Да, дацин вой, дац пирын, не респектем, он упял, что сосколтем пирын. Кытур. Но он тебе в солюции. Смотрите. Păi dar ei vă transmit vouă. Păi ei transmit, dacă ei ne-o transmit. Măi, asta vrem să știm. Noi asta vrem să știm. Noi asta vrem să știm. Dacă vă transmit. Șeful nu ne trebuie atunci. Cum nu-i sub... Я думаю, что волонтер не знает этого шефа. Как и Кажакару не знал, в июле 21-го года мне звонили и угрожали. Ну, мы тут oamenii mă clarifică când însă ia să și o primește doamna, nu sunt întrebări. Care oameni, dacă eu au fost practic bătut de politici? Astăzi, noi avem filmări. Noi de la Chișinău am venit. Noi am zburat pe avionul. Noi am fost, domnul Șoară, vedeți care au deasă? Nu vreau să stăiau. Dar nu ne s-au primis oameni buni și vremuri bune. Noi am ales oameni buni și vremuri bune. Noi suntem mami, mami. Maia Sandu ce spune? Violența mamilor. Sfieta, uitați-vă, vreți de puneți plângeri copii. Dacă cât plânge? Aici nu se examinează. Păi, doamne, dar ascultați un pic. Asta-s vremuri buni și oameni buni. Ii se nerveați. Da. Nu noi ne nervăm. Dumneavoastră ne provocați. Poliția dumneavoastră, subalternii dumneavoastră, astăzi subalternii dumneavoastră au fost la curte de apel Bălți, s-au pus sub ușă și eu i-am întrebat, aveți înscris să stați sub ușă, să dați parte vătămată afară? Da. Noi vrem să știm. Oamenii și ei. Deci eu prinit înscris și noi n-am prinit înscris. Păi, dar eu nu am hârtie. Dar noi vrem la dumneavoastră, ca șef. Dați unul cu polițiștii noi. Adeșieți-ne polițiștii. Noi de aici sunt licitări înscris, am pus. Stau cu polițiștii. Dacă ne vașă, ei nu ne vașă. Peștele se strică de la cap. Peștele se strică de la cap. Noi nu putem să lăsăm lucru activitate. Dar noi vrem acum să-l lipădați, că este un caz grav. Mama asta? Dacă considerați, da, doamna Maria, nu trăgați la mine și dați, eu am spus și vă dat. Dați, ne respectăm unul de altul și vorbim pe rând. Eu nu strâng. Eu am spus, ascultați. Aici sunt vremuri bune și oameni buni. Da. Eu, dacă dumneavoastră așa procedați, eu o să fiu nevoit să recurg, să vă refuz. Da, da. Cernăuțanu! Cât bani ți-o luat de pe funcția asta, Cernăuțanu? Dacă considerați că acțiunile polițiștilor sau ei au sunat legal, depuneți plângeri pe dinși. Uitați, eu cum pot eu să las acum lucrul și să spun că a fost... Dar puteți să lucrați? Vopsiți acolo! Da. O mamă care n-are copilul, a pierdut copilul. Я была здесь, я поставила... жалобу, да. Составила, подписала. Фикс билеты трекута. Протокол. Вчера я была у питерского. Он мне пообещал, что меня никто не тронет больше пальцем. В оперированной листамой лучей. Сегодня действительно не тронули. Пока я не попыталась, они вот так встали и не пускали меня в дверь другого зала. Судьи убежали от меня. И полицейские, которые я не знаю, на самом деле полицейские ли, как 3 года назад, они не пускали меня туда, как не пускал человек с ножом медиков. Нашего сына изрезали на куски. Сегодня продемонстрировали, как приезжает 112. Наш сын соличитант. 15 человек соучастников. А там сидит один обломат. Вы не
я не верю, что все под УОПГ, под севером Молдовы. Пожалуйста, примите меня. Спасибо. Якоша, но СВЧМ народный суд, народный контроль, что-то народный, вам им будет. Тот сам при, у него штук и грел. Но я на вем банде с недепласем, и фарти грел. Даже сантем нечто маме путернище, каре носа че дем, но и врем скимбэр ин цара аста. Но у нису промис, у амин бун, шо времур буни. Да ла бэлцы с времур не буни. Штари не буни. Шо нурма бэлцу. Да пэстай каптала нордului. Noi vorbim de capitala Nordului. Народный суд и народный контроль начнем с Рыжка. Я хочу съесть, я хочу с Дандышан. Она сейчас на работу, может она нас потом будет выручать, мы ее отпустим. Потом придем в Рыжка, потом видится, это беспредел, это мафия. Так что полицейские вот приходят и дома пугают и угрожают, это уже конец. Вот тут нужен народный контроль. Depuneți o plângere. Noi am depus o plângere care a fost ieri la ieri, da? Net, noi vcera la IGPM pus. La IGPM depus o plângere, să vrem să știm care sunt musări și care sunt acasă la Luda. Și eu Nora, nu, da, cum? Cumnata. O ajuns pe prag. Poliția n-are dreptul să vă intre după gardul vostru. Ceea ce vă apărține este proprietate privată. Are dreptul numai dacă are de la procuror, urgent, că este un omor și urgent să duce de la procuror, fără judecător, fără nimeni și răbde să autorizează și al pedepsește pe cel care a ușit. Asta este sau un violator sau un ucigaș, dar nu să ducă la cumnata ei acasă, să intre pe prag și să o impui să îi scălească citația. Nu le iertăm la așa musări. Nu le iertăm. Pentru că Frunză Aliona, procurorul de Râșcani, cu mentul ei în brață, soțul ei, начальник штаба Фрунзе Александру, де ла Рашкань. У них, наверное, будет такой, там в этом штабе будут. Плешка, Карауш, Иван, Плешка, Виктор, Русский. Вами будет, да, це вас пун, да. Соцу люди, принтите саша, да, соцу люди, я шаню, да, Доамна Мария, ел, не вини, са ел, са ушит пи уну, с не рыд, к сын барбат. Са не апар фамилия. Ни не рушинник, я ну не пот апара фамилия. Я спус, ну, куфоили. Tu ai să te duci în penitenciar? Eu și... în penitenciar, Jenia să mă închidă. Da, Jenia să o închidă pe urmă, pe Dumnezeu, vrei, nu vrei? Da, oricum, că acolo rămâne și acolo să duci și pe două, și pe Gurițanu, și pe Pleșcă. Da. Așa e slavă, și tot voi Covalciuc, și e zbrachii, norchi zgura, a precisă este două și de aici. Domnă Maria, dacă îi tăți la comandă, Frunză, Alexander, Frunză. Da, они могут вас припугнуть, не зная, что вы умеете писать каждый раз, да, жалобу или черри, жалобу или заявление, или жалобу или заявление или контестат. Три кувинты сын. Да. Если она нас обманула на деньги, это не значит, что она может нас каждый раз грабить и дурить. Nu, noi și la Chișinău sunt duși. Nu, nu, vinerea trecută. Vinerea trecută, noi tot aici am pus. Și-am cerut de câte ori o trimis 112. Când o trimis și cine o trimis? Că cum și astăzi? 112, când a venit? Când s-a finisat toată tragedie. Înțelegeți? Și așa e. Bărbatul Ludii, cum le-a spus ea, muia Slavic, tare, bravo, ce că eu sunt. Poliția, zic, și mă spărie, dar el mi-a spus că el e descântat de mult. De mult l-a descântat. Așa că Jenia Pleșcă, Frunză, nasva meargă. Nasva meargă și ea și a scurnit. Și Codreanu, și Caterina Lungu. Aliona Frunză, da. Haideam afară să-i protestăm. Hai, hai, că noi. Doamna Angela. Noi suntem afară, Angela, le protestăm o leacă. Спешите на работу, спешите работать. Мы с вами здесь в Дельцах разговариваем на русском. Спешите на работу. На работу, на работу.
Bălț, oameni buni. Iată, inspectoratul de poliție Bălț. O susținem aici pe Lyudmila. Bălț, Bălț, Bălț. Chiar că-i Bălț. Băi, Renatul ăsta usat, nu mi-a făcut nici o boabă. Doina Герман и Сергей Крецу. Я сегодня, я вчера искала вам документы, вот это нашла. А нашла мои документы? Нет. Это получается, что в Раду Мариан я не получу никакого ответа. Доина Герман. Потребит компетенции де către vicepreședintele Comisiei Economie, Buget, Finanță, domnul Раду Мариан, депутатом парламента Республики Молдова, доамна Доина Герман. Потребит ее. И Сергей Крецу. Да. Я же поптим și gașcă, oameni buni. Раду Мариан, Сергей Крецу. Да. Это одна шайка. Поэтому с 21 года Крецу получал ответ из коррупции, и все запросы умирали в Рушканах. Он в шайке, а он еще не верит, что он в шайке. Да. Это мы давно знаем. А еще 30 флори. Флори, так не ломно и джентли într-o parte. Да, шо ще еколо. Flori, puneți-le dimineața câte o floare. Cât strângeți de pe drumuri, de la oameni, de la șoferi, amenți, puneți câte o floare. Dacă vă doare. Da. Dacă vă doare, puneți câte o floare, da. Dar unii care de fapt? Dar poți vă duc în mine. Jos criminalitatea de la Bălți. Și o luat-o? O luat-o? Da, eu. A, e ca șef. O, bună ziua. Bună ziua. Chiar bucuroasă să vă recunosc. Să vă cunosc. Să vă recunosc, da. Mă numesc Maria Olor. Da, șu, șu. Șu, șu. Aici e criminalitatea la Bălți. Când? Începând cu azi. Dar știți? Dar știți ce s-a întâmplat astăzi la Curtea de Apel Bălți? Dar razul trecut la Curtea de Apel Bălți. Cum poliția dumneavoastră, cum ce face poliția dumneavoastră aici de la Bălți? Au venit doi polițiști de voștri, la indicațiile cuiva, nu înscris, dar oral, verbal, și-au închis ușa la parte vătămată să nu aibă acces. Mama parte vătămată este succesor a parții vătămate. Eu a fost ucis unii cu fiul. 3 ani de zile e luptă. Cine decide să fie parte vătămată în proces sau să nu fie? Dar ce avem noi cu parte vătămată? Ce avem? Cine decide? Nu a arătat niciun act nimeni. Cine de apel, așa? Dacă eu decis așa, care pretenzie la poliție? Dar cum? Cum chem poliția și spun de-o afară? Trebuie să iei o încheiere. Eu personal m-am implicat. Da, noi te trebuie. Dar păi este în filmări. Domnule șef, noi suntem... Auziți, noi e două oară, personal cu mine e două oară. Da, cu Victoria, stai, Ulec, stai. Da. Ce trec cu poliția. Nu cu poliția. Cu poliția, deci noi am depus o plângere. Da, mă depuneți încă. Dar ce ați făcut? Ne roagă pe noi Victoria Spiniei, care a fost bătut în fața lui Lyudmila Istrati. A fost bătut aici la voi. Noi, când? Când? Noi suntem, vedeți, noi suntem nu bărbați, noi suntem toate femei, doamne. O să facem toate informele. Noi nu mai credem în promisiuni. Poliția, deci este DSG, depuneți acolo, vă rog, plângere, ce să vă apuc, acolo să depuneți plângere. Și eu să controlez ca să fie obiectiv controlul în cauză, da? Ca să nu primească eu acoperi pe angajații mei, ca să fie obiectiv. Amu, răspundeți încă o întrebare la... Eu știu, eu da, pentru, rog, pentru vizitatorii da, mei, da, da, okay, care... Okay. Am chemat 112 astăzi de multe ori, nu noi, așa, partea vătămată, da, a chemat 112. Da. Cine decide, cine vine la chemarea 112? Eu știu cine. Decide... serviciu special, unul în doar, care primește legătură telefonică. Așa. Ei vouă vă transmit? Vă transmit la unitate de gardă. Așa, la unitate de gardă. Păi așa spuneți, nu decide 112, da, dar decide unitate de gardă. Nu, ei primesc... Da. Unitate de gardă, gardă, da. Unitate de gardă, sunt care mașină este liberă și primit în tot. Da. Vreau, de luăm mașină liberă... Doamna asta o chemat, alături, curte, de pe... Așa doi pași pe jos. Nu trebuie mașină. Nu, noi nu deservim... Doamna Maria, dați-mi voi, Oleg. Noi nu deservim... Azi, polițistul, cum a venit la Chișinău?
Cum a venit? Pe jos, două quartale la Chișinău, a venit polițistul. Și noi ne-am dus la o avocată, coruptă, tot avem filmări. Și ei au strigat în gura mare, dați să-i facem la polițistul tău un film, să arătăm că există polițiști. La Chișinău polițiști sunt mai buni, la Balți sunt mai răi. Noi nu am cap, peștele se strică de la cap. Da, peștele se strică de la cap. Dacă îi scoatem javrele, poate peștele mai trăiește. Nu atât. Este doamna la primire, înăuntru. Eu n-am strimis doamna, eu am zis de primire, pentru primire doamna. Doamna, asta este azi, asta e urgență, noi suntem controlul. Noi de la Chișinău venim pentru control, mă credeți. De unde vreți, ieșiți în disperviria dumneavoastră? Domnul comisar, domnul comisar, dați-vă cu picioarele pe pământ. Dați-vă cu picioarele pe pământ, domnul comisar, rușine! Criminalule, copiii tăi să vii la poarta mea, a mea ori să vii la poarta ta să te întrebi și faci tu în țară, bardacul ăsta, ce ai închis mie ușa? Eu vă rog frumos să încurcați activitatea polițienească, vă rog frumos. Da, eu mi-e ia chemați unul în doi, chemați unul în doi, chemați unul în doi. Coborâți-vă, vă rog, aici. Coborâți-vă frumos acolo. Arată cum mă rupiți, arată cum mă rupiți. Coborâți-vă acolo. Nu mă trimiteți, că aici este a noastră, a poporului. A poporului. Voi vreți să nu știți bătuți la băiați? E, dar nu scăci. Nu scăci! Eu ți-o promit că nu scăci. Hai să duci afară, din funcție! Din funcție! Tu copiii tăi trimis la poarta mea, nu eu o să-i trimit pe nii la poarta ta! Au să-i ușii înainte de a ține! Păi ești comisar! Ce-i cu tine? Trezește-te! Musar! Purtați-vă minesc. Aici e comisarul de belt, oameni buni. Aici e comisarul de belt. Tu ne-ai rupt mâinile, băi. Tu ne-ai rupt mâinile și obanule. Dar voi vreți polițiști. Dar voi vreți mai departe să știi le polițiști? Dați-vă la o parte. Eu încă o dată vorbesc normal. Ce cu tine? Ce cu tine? Încă o dată. Purtați-vă frumos. Ce cu tine? Ce cu tine? Eu. Coborâți-vă, vă rog, aici. Ce ești și uirați că vreți dumneavoastră? Peterski, Cernăuțanu, banditismul! Peterski, Cernăuțanu! Banditismul la bel să începe la comisar! Peterski, banditule! Iau, ți-o încuiet, ia uitați-l, el încuiet! Băi, banduganule, băi, banduganule! Ia chemați 1-2. Dați-mi! Ia-mi da chemați 1-2. Cheamă 1-2, ia-mi cheamă 1-2. Că de ce nu trebuie să ai? Ia că și Nordu, oameni buni, de unii să iepte despre delul. De la comisar, oameni buni. Ați văzut ce nu-i place? Criminalule! Da. Ea că voi vreți mai departe? Cum se cheamă? Voluntir. Voluntir! Lipădătură! Distribuiți, oameni buni. Eu chem 112. Da, încoace eu chem. Dați-mi pe telefon oricare. Alo, bună seara. Vă rog frumos. Am fost agresată de comisarul de poliție Bălț. Inspectoratul de poliție Bălți, chiar de comisarul voluntir. Eu vreau să-mi scot... Da. Și-o încuiet ușa, comisarul voluntir, o încuiet ușa. Nu? Da. Și eu vreau să depun plângere și să-mi scot leziunile corporale. Nu. Chemarea trebuie să știi la 112, băieți. Nu glumiți. Asta e o larmărie.
și adresa asta? Ștefan cel Mare? Ștefan cel Mare... Dar noi nu știm. Comisariatul de poliție Bălți. Ia-mi vedeți și numărul. 50. Ștefan cel Mare 50, da. Dacă te bate comisarul, tu vrei ce vrei să facă restul cu... Ce vrei tu să facă restul poliția? Ia că cum se cumpără funcția de comisar, oameni buni. Un comisar sar la bătaie. Eu am vânătăi, oameni buni, eu am vânătăi. Da, pe el mă izghie de mâni, fierii. Da, pe eu le scot, da, muia. Dar voi vreți la Bălți să nu știi bespredel? O ieșit așa la de la pas, de la oameni buni. Așa la de la pas, în belii pușiste, mă prăpădem de râs, lumea scrie aici. Băi, că e tot belii pușiste. Așa la literal, așa la de la pas. El e de la pas cu vremuri bune, cu oameni buni. Poftim! Vreți vremuri, da. Lasă vadă toți, distribuiți-i. Asta e mai ceva ca blatnâie din anii 90. Că aici e și primarul Grigorișin, e la fel ca și dânșii. Aici cât luptă Ludmila aceea, Bobări, Ludmila Bobări, e cum spune. Acum nimeni nu prinește la lucru. Aici nu că iau e. Măi, dă-i dați-ne un cântec de-asta de morță, de ceva să-i pune aici au e. Care aveți un cântec? YouTube intrat, ia-mi intrat pe YouTube. Da, narcuții. Da. Aha. Hai dați-mi, da, spuneți-mi. 068, pune un număr timpul. 068, 4 din nou, 02. 8, 4 din nou, 02 la urmă. Așa? Eu gata, mulțumesc cu noi, 068, 4, da, la revedere. I-am sunat pe numărul ăsta, că este linie fierbinte. 068. E foarte grav, oameni buni, la nord, de-atâta și se întâmplă și aici se întâmplă. De-atâta și se întâmplă și aici se întâmplă. Lui nu i-a plăcut. La dânsul cineva vine seara să-i... El amuși gata să se ducă prin baruri, pe restaurante, să strângă cușul de aici. Doamne ferește, se întâmplă la Bălți. Ia ca schimbările, oameni buni. I-am dat încă o dată, uite că nu este disponibil. Închis. Nu vine 112 la comisar, v-ați înțeles? 02 la urmă. 02. 06. Da, 02. Jos corupția de la Bălți, jos criminalilor! Dar voi vreți? Aici e criminalitatea Republicii Moldova. De aici se începe, de la poliție, pe urmă procurorii și pe urmă judecători. Acum vedeți cu cine luptați, oameni buni? Iată cu cine luptați, voi luptați cu niște criminali în lege, narcomani, criminali. Să-și permite un comisar pe vremuri bune cu oameni buni să facă așa ceva. Voi vă dați seama și asta. Te dai afară din comisariat, vă dați seama. Lui dai întrebări, el fuge. Teți fug. Noapte s-a întâlnit teți cu Maia Sandu la președinție și fug de televiziune. Fug. Dar nu răspunde Maia Sandu, eu am să sun la Piterski. Nu, eu să fac te după lege. Piterski, lui tot, să vedeți, pe 23 eu vin încoace. Noi mă tincă luni dimineața să începem aici un protest la Bălți. Să punem pe lege aici, că aici e jeli mari. Și dacă ei lucrează cu judecători. Corect. Ei toți o cumpără. Eu și-am spus de câte ori. Ei toți cumpără expertiza ca să intre la... Ia uite, ei sunt cuie. Ia uite, adu, dă drumul și sunt cuie. Doamne ferește, criminalilor! Doamne ferește, talharilor! Noi pentru asta vă dă Uniunea Europeană, vă dă bani, proiecte, a? Curățenie. Criminalitatea Republicii Moldova! Bălții foarte mari. Criminalilor! Uitați-vă, la deși de la căldură, toate jaluzele se vedeți? Iactele, de la căldură jaluzele astea. Vă dați seama și de cald la dânșii. Criminalilor! Apăgăuri! Auieuri, apăgăuri! Criminalilor!
Скажите, чтобы меня тут не били, Викторию. Да. Они могли нас увидеть или туда в психушку отвезти, Викторию. Конечно, тогда. Конечно, да. Виктория, они так и были, да, они хотели ее отвезти в психушку, да. У них был такой план, хорошо, что я была тогда с ней. Да. А нет, могли нас обоих туда закрыть и завести. Чика Мария, ешь не буны, а вот... Alegeți cuvintele și numește-o pe mama ta cum vrei, care te-a născut și nu ți dă voie să... Da. Aista e vicecomisarul, e de la PAS. Nu știu de unde e comisarul. Am să vedem de unde e comisarul. Vedeți ce-a făcut? A luat și s-a încuiet acolo și asta e lor, oameni buni. Asta e criminalitatea Republicii Moldova. El mă dă afară. Eu sunt prinită la Chișinău și la Bălți mă dă afară. A? El la Bălți mă dă afară, uitați-vă, numai reparații, oameni buni, vă arăt, numai reparații, înăuntru, pe din afară, numai reparații, ia că vine Recean la putere, iată-vă, vine Recean la putere, omul Filat, așa era pe timpul Filat, toată lumea trebuie să teamă, ia că pasul. Ia-mi, ia-mi, dă-l-i. Este screenshot-urile. Da, este numărul lui Recean. Ia-mi dă-i, să vedem. Doamna Elena, ne ajunge. Sănătate și putere, mă lupt cu orice criminal. Eu vă arăt de unde să începe. Peștele să strică de la cap, ia câte-i. Ori șapte, ori să încui și ori să discuie. Dar Uniunea Europeană le dă bani, proiecte, îi învață ce să facă. Cum se comporte cu lumea, cum să lucreze, cum să deschidă crime. Dar ei și fac oameni buni. De Bălța, volontir, volontir, criminalul. Dodo e liber, dar eu v-am spus, tata și e liber. Aici, e tăți vin la putere. Gândiți pentru ce l-a pus pe alaibă acolo. L-a pus pe alaibă ca să furi proiectele, oameni buni, care vin acum multe proiecte de la Uniunea Europeană. Foarte multe proiecte. Ei vor să ne scape din ghearele lor, dar mai tare ne vâră. Banul e ochiul dracului. Și aici nu se opresc, oameni buni. Aiștia nu se opresc. Ne-ai luat... Da. Haide-i. Da. Lubuie. Da. Da, ei sunt cui, iau-te. Ei sunt cui de noi, timp de iarnă, frig. Acolo au ungherașul și ala noi v-am arătat. Iau-te, comisarul din raionul Rășcai. Aici, da. Da. Iactele, comisarul din raionul Râșcani. Poftim. Aliona scrie. Vă dați seama că mâine o să rupă zamocul aici, atât să intri și să iasă. Să intri și să iasă, da. Ia-mi. Aute, închid și deschid, închid și deschid. Ia uite-ză. Eu îi sun lua laiba, ia câte-li. Asta e ministrul economiei, amuia, care ar să le dăie bani pentru, amușa să le dăie bani pentru reparații, bani, ministrul economiei, amușa să le dăie mult, mult bani. Dar nu răspunde el, el amuia, îi țapă până la comitului. El, da, el nu mai răspunde și nu mai răspunde, el amuia ministrul economiei, vă dați seama. El îmi spune copiii lui să vină la poarta mea să mă șuieră. Copiii lui comisarul să vii la poarta mea să mă șuiere. Nini apărea ghini? Dar eu ce lucrez la stat, mă dați seama ce compară el. El un comisar, ce se compară? El să vii copiii lui la poartă, la mine să mă șuiere. Domnul Andrei, a venit. Dar ce încuieți ușile? Nu vei rușine? Când cuieți ușile? Nu vei rușine când cuieți ușile? Da, sunt cu ei inspectoratul? Dar n-a să vă zboare vouă cheile, a? N-a să vă zboare cheile, băi, PAS, sunteți de la PAS, criminalilor! Ia uite, aici este loc steșeț, noi ședem iarna afară, în așteptarea lui, da, le dă bani, Europa, băi, criminalul e de la PAS! Aici sta vici la Bălții de la PAS, oameni buni. Vici de la Bălții, de la PAS, Doamne ferești, Cernăuțanu, după care proiecte te duci, că aici e criminal, aici e OPG, cum să lupte, doamna asta, aici? A?
Eu am chemat poliția 112 să-mi dă îndreptare și nici nu ne... Deci dă îndreptare la Caboi. Dar pe dă-i să sună la 068-4902. Cum să lupte, doamnele, este aici? Voi vă dați seama? Așa, lupte. Da. Dar pe grabă ați nebat și la rășcarme așa. Da, dar pe cum? Да это их не заведение. Это их не заведение. Вы не типуете? Да чейку дискриминария аста, бэй, потлагарилор, магарилор. Чейку дискриминария аста. Аста дискриминария тотала, уамин бу, не дата фарш, не кисуша. Вы вода сама, аста дискриминария. Аста дискриминария, криминалу ле, волонтир, комиссару, криминалу. А дойля ни шнобру с презинти. Așa de la pas. Alo, bună seara. Bună seara. Da, mă numesc Maria Olar. Stau la Bălți, la comisariatul de poliție, la IP Bălți. Și am fost bătută, agresată de comisarul voluntir. Am sunat la 112 și 112 ne-a spus să ne dat numărul vostru și a spus că cu asta vă ocupați dumneavoastră. Eu n-am de unde lua ca să-mi scot, să mă duc la medicina legală, să-mi scot leziunile corporale. O încuiet ușa la Bălți. La care procuratură? Dacă e 4:30, dacă e 4:30 și eu nu am, ni trebuie leziuni corporale. Bine, mă duc la procuratură, da, bine, hai. Unii procuratură aici? De unii procuratură aici? Aici, n-am fost la procuratură. Ia, închide. Pe unde-i procuratură? Ia, să întrebăm. Întreabă, ce este de aici? Unde-i procuratură aici? Procuratură, unde-i? Păi, păi cât? Ce puși de ușa să-i discriminare? Nu pune mâna, chemă la procuratură pentru comisarii ăștia. N-ai dreptul să încui ușa! Cine v-a dat dreptul să încuieți ușa? Eu vă chem 112. Nu aveți dreptul să încuieți ușa? Eu te-am întrebat. Unde? La judecătorie acolo, la unii corupți. Hadem. La procuratură. Și noi te-ați încem de ieșe. Da, da, da. Angela rămâne ieșe. Ia să ne sunăm cu dânsa. Hadem, cred să ne auzim. Sunt dă eleziunile. Hadem. Chiamă-l încoace, de el să știe. Hadem așa, el acolo stă. Păi, hai, mă, ce zice mașina? Păi, hai, să-ți mirâți, hai. Luați și distribuiți, că nu-i cedez. Nu-i cedez, păi nu-i dă o puteță afară, oameni buni. Trebuie de schimbat, de făcut schimbări. Adevărate schimbări, cu adevărat schimbări, dar nu așa cum vor ei. Ia că, mașini de poliție, cât duce trenul, ia uitați-vă așa. Unde-i? Ia uitați câte mașini de poliție. Uitați-vă câte mașini de poliție, oameni buni, stau și ei nu au avut mașină de poliție pentru Angela Paliva. Ei nu au avut mașină de poliție. Angela Paliva e cu avocatul înăuntru. Noi oricum ne telefonăm și ne ducem tot împreună. Luați și distribuiți, că n-a să-i meargă lui voluntir așa ușor. Da.